Dragilor, astăzi vorbim despre Iron John, vorbim despre masculinitate, vorbim despre vulnerabilitate, despre autenticitate. Iată și cartea pe care vă prezentăm la cameră. Robert Bly, orator american, poet, scriitor, militant, activist, un fervent activist, am putea spune, pentru ceea ce înseamnă masculinitatea. Astăzi alături de noi este Vlad Nicodim, psiholog, și vom povesti pe marginea cărții Iron John, cele 8 etape ale devenirii, de Robert Bly, o carte publicată în colecția Arhetip a editurii Herald, o carte care pot să spun că a făcut furori în ultimele 2 luni. Am vorbit mult despre ea și despre Robert Bly, care din păcate ne-a părăsit în urmă cu aproximativ 4-5 săptămâni, la venerabila vârstă de 94 de ani. Undeva la sfârșitul lunii decembrie, Robert Bly ar fi împlinit vârsta de 95 de ani. Iată așadar Iron John, o carte importantă, o carte, așa cum spune de fapt Robert Bly, o carte pentru bărbați, dar o carte și despre bărbați, și o carte deopotrivă pe care ar fi indicat să o citească și femeile care vor să înțeleagă mai mult bărbatul și mai ales ceea ce înseamnă masculinitatea, pentru că vom încerca să demontăm, alături de Vlad Nicodim, să încercăm să demontăm aceste mituri care circulă în societatea noastră, faptul că de cele mai multe ori punem semnul egal între masculinitate și agresivitate, sau punem semnul egal între vulnerabilitate și slăbiciune. Ori trebuie să înțelegem că atât autenticitatea, cât și vulnerabilitatea sunt trăsături de caracter. Și trebuie să înțelegem că suntem cumva tributari unor cutume sociale, unor norme și unui anumit context social-istoric, în care cu toții poate am întâlnit în copilăria noastră anumite expresii de genul tu ești un băiat mare, nu ai voie să plângi. E, iată că și bărbații, și e chiar indicat ca bărbații, da? Era și o celebră piesă a lui a trupei Holograf, da? Și bărbați și băieții plâng câteodată. Trebuie să înțelegem partea aceasta de emotivitate și de emoții și faptul că nu este deloc bine să reprimăm aceste, să ascundem aceste emoții. Vlad, ai deschis foarte multe subiecte interesante. Le luăm pe rând. Asta încercam să țin minte care este ordinea lor. Într-adevăr, ai spus la început că, din nefericire, Robert Bly tocmai a murit la venerabila vârstă de 94 de ani. El s-a născut în 1926 și a fost, printre altele, și poet și traducător. Și este remarcabil faptul că a tradus din foarte multe limbi străine, a tradus opere literare din norvegiană, din suedeză, din germană, din spaniolă, chiar și din persană și din urdu. Deci, s-a plecat asupra poeziei și a dorit acest lucru, să traducă din poeții lumii. Da, chiar în carte de altfel se regăsesc o parte din poemele sale și sunt foarte, foarte profunde. Unele dintre ele chiar le-am ținut minte. Ai mai spus și de această confuzie care se naște cu masculinitatea și cu, mai ales acum, bine, totul s-a politizat și apar concepte precum masculinitatea toxică sau, în primul rând, că tot vorbim pe marginea cărții, nu există masculinitate toxică. Este un concept politic. De ce nu există? Pentru că masculinitatea, așa cum reiese foarte bine, nu numai din această carte, dar din operele psihologilor, din operele multora care tratează pe arhetipuri, pe masculinitate, pe feminitate, este vorba despre faptul că masculinitatea este ceva ce se dobândește. Și se dobândește cu foarte, foarte multă muncă. Se dobândește prin experiență și prin muncă. Și odată cu dobândirea masculinității,
apar câteva trăsături foarte distincte, să zic așa. Una din aceste trăsături este un grad crescut de răbdare. Altă trăsătură este un grad crescut de toleranță. Altă trăsătură este siguranță de sine. Și atunci, sigur, când spui ceva toxic, mai ales în relații, te referi în special la lucruri agresive, lucruri care nu sunt tolerante, lucruri care se fac pe fondul stresului, pe fondul nervilor, pe fondul scăpărilor. Ori asta este exact opusul masculinității, pentru că masculinitatea odată dobândită vine cu această toleranță, această înțelegere, această acceptare față de celălalt. Și atunci, când dobândești masculinitatea, nu mai există comportament toxic. Comportamentele toxice, în afară de, sigur, psihopatologiile sau acele tulburări care, de exemplu, se găsesc în clusterul B, nu unde avem narcisiștii, unde avem tot felul de astfel de comportamente cu adevărat toxice. Violență extremă. Da, violența și toate celelalte tulburări. Deci, cu excepția acestor cazuri care țin strict de partea clinică, în general, în momentul în care un bărbat își dobândește masculinitatea, nu mai are comportamente toxice. Pentru că apare această toleranță, această înțelegere, această așezare, această detașare. Și Robert pune accent pe aceste lucruri, mai ales că el a trăit, dacă s-a născut în 1926, a văzut ce se întâmplă și în mișcările feministe care sunt profund politice și ce se întâmplă cu toată această feminizare a bărbatului și explică foarte clar, vorbește și despre greșeala femeilor de a-și alege acei bărbați moi pentru că văd în ei niște copii și încearcă să-i crească, dar mai apoi ele nu sunt satisfăcute de așa ceva pentru că ele de fapt nu vor un bărbat pe care să le fie copil și să-l crească. Dar sigur că există această tendință în anumite categorii. Apoi, de ce nu funcționează cuplurile în care există această inversiune, în care femeile devin masculine și caută să concureze cu bărbații și dobândesc trăsături masculine pe care le exacerbează, care, așa cum spune și Carl Gustav Jung în scrierile sale, această exacerbare a unor trăsături masculine forțate de politica, în special de ideologia de stânga, duc la o exacerbare enormă a trăsăturilor feminine, dar pică în sfera vulnerabilului. Și la fel se întâmplă și cu bărbații care încearcă să devină, sunt împinși cumva să devină tot mai feminini. Și recunosc că prima oară când m-am întâlnit cu această carte, din titlu nu mi-a inspirat foarte multă convingere, adică a fost de mult. Adică practic am judecat-o puțin superficial, pentru că părea așa, la prima vedere, titlul ne duce cu gândul la aceste workshop-uri mai new age, prin care ne dezvoltăm latura feminină, fii mai bărbat, agață mai multe femei, adică chestia asta, dar nu este deloc așa ceva, este o carte profund psihologică și practic atinge atât de multe arii, de la arii sociale până la studii de caz psihologice și ca să intrăm puțin și în detaliul titlului, este vorba de fapt despre povestea Iron John, care din ce știu eu este o poveste din povestirile fraților Grimm. Dacă nu mă înșel, este povestea 136 din și este foarte important de menționat că este o poveste precreștină. Este cam cu 1000 de ani înaintea creștinismului. Și sigur că această poveste a Iron John, care este destul de scurtă și aparent simplă, este de fapt extraordinar de profundă și pentru o poveste care este cam 1000 de ani înaintea creștinismului, este foarte interesant să o citești pur și simplu așa cum este ea și asta
Ea oricum este de sine stătătoare pe la sfârșitul cărții. Și apoi să vezi interpretarea fiecărui element de aici, câtă profunzime are în spate. Și de fapt așa sunt majoritatea povestirilor. Povestirile, să nu uităm, erau cele mai puternice modalități de a transmite o cunoaștere. O cunoaștere de multe ori transgenerațională, pentru că așa se transmitea pe vremea aia, se transmiteau pe cale orală, mare parte din ele. Și mai spune Robert că adevărata masculinitate, acea masculinitate radiantă a bărbatului, nu se ascunde nici în tărâmul feminin, nici în tărâmul macho. Și face parte din câmpul acelei masculinități profunde, care se dobândește prin numeroase încercări și prin experiență directă. Apoi, în această poveste apar mai multe simboluri. Apare, spre exemplu, motivul cuștii. Bărbatul care este închis în cușcă, care este o metaforă foarte sugestivă. Apoi, băiatul care scapă mingea de aur în cușca bărbatului neîmblânzit. Iar bărbatul neîmblânzit îi va returna mingea de aur în momentul în care copilul, dacă acel copil va îndrăzni să deschidă ușa cuștii. Și diferența dintre bărbatul neîmblânzit și bărbatul sălbatic. Asta mi se pare o diferență foarte semnificativă. Este foarte important că tot Robert în cartea lui explică foarte clar că bărbatul neîmblânzit nu este opus civilizației, dar nu este nici complet acaparat sau integrat de civilizație. Este oarecum suveran pe propria ființă. Și asta știu că poate sună ceva foarte firesc, dar în ziua de astăzi se întâmplă foarte rar să mai existe persoane cu adevărat suverane pe propria gândire și pe propria ființă. De aceea și toată narațiunea asta, mass media, nu toată lumea o crede, indiferent de câte ori se adeverește că e o minciună, lumea continuă să o creadă, pentru că nu au altceva, o nouă structură puternică în care să creadă, care să facă parte din sinele lor profund. Deci vorbeam de această cușcă, de minge. Și apare, bineînțeles, și problema cheii, pentru că această cușcă este închisă cu o cheie și copilul nu poate deschide cușca. Și aflăm unde se află această cheie. Cheia se află sub perna mamei. Da? Și aici este un element foarte profund de psihanaliză, în care, practic, băiatul, pentru a deveni bărbat, unul din pașii pe care trebuie să-i facă este să fure cheia de sub perna mamei, pentru că mama nu-l va lăsa niciodată să devină bărbat. El va trebui să își revendice caracterul profund masculin furând acea cheie. Și de foarte multe ori bărbații nu au curajul să fure acea cheie și nici să deschidă cușca bărbatului neîmblânzit. Și sunt povestite foarte frumos tot felul de cazuri reale de băieți care ajung pe la 35, 45 și mai departe, care tot timpul evită să fure această cheie și să o deschidă. Și atunci ei practic cresc, dar ei nu devin bărbați niciodată. Și sunt, bineînțeles, au probleme, au anxietăți, sunt goi pe dinăuntru, adică descrierea este foarte, din punct de vedere psihologic, este foarte punctuală a bărbatului care nu-și accesează masculinitatea. Și greu ajung să construiască o relație. De cele mai multe ori sunt cei care trăiesc cu părinții și așa mai departe. Da. De multe ori se întâmplă să fure cheia, dar să o pună repede la loc până când mama observă că au furat cheia. Și aici este altă cazuistică foarte bine detaliată și frumos explicată. Practic, din nou, este foarte important ca această dobândire a energiei masculine autentice
are în spate necesitatea de a abandona identitatea masculină colectivă. Tocmai aici este secretul, ca să spun așa. Este vorba despre a ne rupe de colectiv pentru a experimenta de sine stătător și pentru a merge, așa cum spune Robert Bly, în locuri abandonate, în locuri în care să fim singuri. Ceea ce este foarte greu. Și apoi discută foarte mult despre aceste ritualuri inițiatice foarte interesante, de exemplu la indienii Hopi. Apropo, Robert explică că nu mai există aceste ritualuri de inițiere care în culturile tradiționale, culturile arhaice, aceste ritualuri aveau un termen destul de fix. De exemplu, la indienii Hopi, la 12 ani, copilul era luat de lângă mamă și ținut 3 sau 6 săptămâni într-un loc izolat de mamă, în care era un loc doar al bărbaților. Pentru că explică din nou Robert că într-adevăr femeile pot transforma un embrion într-un băiat, dar este nevoie de intervenția unui bărbat pentru a transforma un băiat într-un bărbat. Și asta nu este doar, cum să spun, putem să o luăm ca pe o părere filozofică a lui Robert, dar dacă ne uităm la toate tradițiile ancestrale, fără să se vorbească între ele, dacă ar fi indienii Hopi care erau pe un continent, și să spunem ritualurile masculine de inițiere la șamanii din Tuva sau într-o altă parte a globului, toți au fix aceleași ritualuri. Spre exemplu, un trip din Africa, Kikuyu, avea un ritual la care la fel tânărul era luat de lângă mamă și era ținut fără apă și fără mâncare 3 zile, după care se făcea o ceremonie în care el era înconjurat de bătrânii comunității, care fiecare din ei se tăia și își picura din mână. La venă, exact. Un pic dintr-un vas, un pic de sânge. Exact, și apoi ajungea la el vasul respectiv cu sânge. Și din care îi se demonstra, de fapt, că acolo e simbolul cuțitului, că, de fapt, cuțitul nu este numai o armă de vânătoare cu care poți să te hrănești, de exemplu, în sălbăticie, în pădure, dar iată că el reprezintă și o sursă de hrană. Dacă luăm exemplu bătrânilor care se tăiau puțin, curgea acel sânge într-un vas și după ce se făcea roata respectivă, conform ritualului, acel vas ajungea la băiatul respectiv care se hrănea, n-avea altă sursă de hrană. Exact, da. Ritualurile acestea sunt foarte interesante de studiat și se vede foarte clar faptul că în societatea modernă lipsesc aceste ritualuri și este din ce în ce mai greu pentru ca bărbatul să-și dobândească masculinitatea. Acest lucru este valabil și în ceea ce privește feminitatea, care și ea se dobândește și chiar citeam aici o carte foarte interesantă. Da, poate discutăm și despre ea, este foarte, foarte frumoasă. Ambele în colecție arhetipul masculin, arhetipul feminin. Da, de altfel, părerea mea este că dacă lumea ar citi foarte mult acești autori consacrați, deci mă refer aici de la Nick de Suzanel până la Robert Bly, până la Harding aici, nu ar mai asculta niciodată narațiunea asta la politică cu chestiile feministe și cu masculinitatea toxică și toate chestiile astea de stânga, pentru că efectiv nu există niciun autor cu adevărat mare, dacă le luăm de la Mircea Eliade până la Carl Gustav Jung, dacă citim toate operele oamenilor care au studiat enorm, de exemplu să ne uităm la eroul cu 1000 de chipuri, care are la sfârșit Campbell, care are la sfârșit o bibliografie de peste 250-260 de cărți super profunde și grele,
Nicăieri nu este susținută această teorie politică care în ziua de astăzi se inoculează pe toate posturile. Deci asta recomand. În primul rând să se citească foarte mult. Apoi vreau să discutăm, nu știu dacă mai avem timp, câte minute mai avem, să discutăm puțin și despre aspectul de rană, ca să intrăm puțin și în, și în psihologie. Pentru că această carte nu este doar o perspectivă antropologică, o perspectivă mitologică și arhetipală, dar este, cred eu, peste o treime este psihologică și este foarte bună și are niște referințe foarte bune și se discută despre rană foarte mult. Pentru că orice copil dobândește da, niște răni de la părinți. Pentru că niciun copil nu are cum să fie crescut perfect. Automat acolo vor apărea niște răni. Și este foarte interesant cum discută despre rană, care în același timp poate fi un obstacol foarte puternic în dobândirea masculinității, dar în același timp este și singura sursă prin care se dobândește masculinitatea. Asta este interesant, că poate fi o rană care să nu fie integrată cum trebuie și să nu reușim să ne autodepășim și să ajungem la masculinitatea autentică prin rană, dar în același timp, fără a profita de rana respectivă, nu se poate ajunge la această transcedere către masculinitatea autentică. Asta mi s-a părut un punct foarte interesant și profund psihologic și chiar psihanalitic și foarte complex. Apoi să ne gândim și la ce a spus Mircea Eliade referitor la aceste ritualuri de inițiere, că inițierea pubertății, practic, reprezintă în primul rând revelarea sacrului. Și aici se discută un pic și despre religie și se spune foarte frumos că religia, practic, este văzută de autor, este descris prin metafora a fi pește, apropo de simbolul religios al peștelui, simbolul creștin. Și se spune că a fi pește înseamnă a sta în apa sfântă, apropo de simbolul izvorului, care la fel este în povestea originară. Și înseamnă, practic, să fii pește într-o apă sfântă, adică să te lași pescuit de Dionisos sau de oricine te-ar pescui de acolo, ceea ce este foarte sugestivă această metaforă, și să trăiești o viață sacră în propria ta singurătate. Adică să-ți integrezi cumva aspectul rece, aspectul de umbră. Asta presupune masculinitatea, presupune și integrarea acestui aspect de umbră și se leagă foarte frumos cu tot ceea ce spune Carl Gustav Jung, cine a citit despre umbră, și cu ce spune Mircea Eliade dintr-o perspectivă religioasă. Și bine, astăzi este tot mai greu, cum spuneam, această dobândire a masculinității, pentru că, de ce? În primul rând, multe femei doresc un bărbat pasiv. Este acum o modă. În al doilea rând, biserica, mă refer la biserica ca instituție, dorește un bărbat îmblânzit. Bine, e un oximoron, că un bărbat adevărat nu poate fi îmblânzit, dar să zicem, nu? Universitatea, adică școlile doresc un bărbat domesticit, corporațiile doresc un bărbat care să fie obedient și să fie dependent de lucru în echipă. Și sunt anumite șabloane. Exact. Iar în același timp, guvernul dorește un bărbat rupt de rădăcinile lui și mai feminin, pentru că întotdeauna acela va fi mai ușor de controlat. Nu cine iese în stradă vreodată? Iese bărbatul căruia e frică că nu s-a dezinfectat pe mâini când a pus mâna pe lift sau... Și atunci există foarte multe aspecte și în acest sens mi-a atras atenția în mod foarte plăcut un mic pasaj de aici. Da, o poezie foarte scurtă, zice așa: omenirea deține patru lucruri care nu sunt bune pe mare, apropo de metaforă. Cârma,
ancora, vâslele și frica de a se scufunda. Deci asta este o poezioară care ar trebui citită zilnic, să ne aducem aminte cam cât de greu este să renunțăm la anumiți pereți cu care ne îngrădim pentru a ne simți siguri, când de fapt pe termen lung toți acești pereți sunt cei care ne distrug. Dragii noștri, am vorbit astăzi de alături de Vlad Nicodim, psiholog, despre Iron John, redobândirea masculinității și cele 8 etape ale devenirii. O carte publicată de Robert Bly, celebru poet, orator, scriitor american, militant, activist. O carte în traducerea lui Andrei Găitănaru, publicată în colecția Arhetip a editurii Herald. Noi vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Așa cum de altfel a prezentat Vlad puțin mai devreme, aș face niște legături și v-aș recomanda acum la finalul discuției noastre, pe lângă Robert Bly, cartea Iron John, Misterele femei de Mary Esther Harding, de asemenea, pentru că mai pomenea el o carte care are cumva legătură din perspectiva miturilor și arhetipilor cu discuția noastră de astăzi. Este vorba despre miturile care ne învață să trăim, a lui Joseph Campbell, dar și cartea lui Anik de Suzanel. Este vorba despre Marea Întoarcere. Gândiți-vă, și eu am experimentat acest lucru, gândiți-vă să aveți aceste cărți, Misterele femeii, Iron John, Marea Întoarcere, misterele care ne învață să trăim, să le ai lângă tine în momentul în care stai întins pe canapea sau în pat și citești. Sunt cărți pe care le citești sublinind cu creionul, punând tot felul de postituri și asupra cărora, bineînțeles, că revii, pentru că au idei oarecum asemănătoare, din care poți să extragi esența adevărului și a binelui. Iată, chiar și ceea ce am vorbit astăzi face parte cumva tot din categoria miturilor ce țin de masculinitate. Îi mulțumim foarte mult lui Vlad Nicodim. Noi vă invităm să ne urmăriți pe pagina oficială de Facebook a Editurii Herald, dar și pe canalul de YouTube al Editurii Herald. Până data viitoare vă spunem la revedere, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. Numai bine!